Bună ziua, mă numesc Sorina Mihaela Stoian și vom vorbi astăzi împreună despre congruența triunghiurilor. Acest capitol de congruența triunghiurilor ne ajută să stabilim dacă două triunghiuri sunt congruente și dacă ele au anumite elemente congruente. Vom vorbi în acest context despre teoremele de congruență a triunghiurilor. Astfel, putem spune că primul caz de congruență este cazul latură-unghi-latură, notat cu L-ul. Da? Deci prescurtările de la cazul de congruență. Latură-unghi-latură. Adică, două triunghiuri sunt congruente dacă ele au două perechi de laturi congruente și unghiul format de acestea congruente. Adică, AB e congruent cu A'B', AC e congruent cu A'C' și unghiul A congruent cu unghiul A'. În acest caz, spunem că triunghiul ABC este congruent cu triunghiul A'B'C'. Un alt caz de congruență este cazul unghi-latură-unghi, notat simbolic U-L-U. Unghi-latură-unghi, inițialele de la caz. Astfel, putem spune că triunghiurile ABC și A'B'C' din figura de mai jos sunt congruente dacă ele au o pereche de unghiuri congruente și latura comună lor congruentă cu cea similară din triunghiul al doilea. Pe desen, putem exemplifica acest caz astfel. Unghiul B este congruent cu unghiul B'. Unghiul C este congruent cu unghiul C'. Latura BC este congruentă cu latura B'C'. Și astfel, conform cazului de congruență unghi-latură-unghi, vom avea că triunghiurile ABC și A'B'C' sunt congruente. Și al treilea caz de congruență este cazul latură-latură-latură. Și anume, putem spune că două triunghiuri sunt congruente dacă au laturile corespondente congruente. Adică, dacă AB este congruent cu A'B', AC este congruent cu A'C', BC este congruent cu B'C', atunci, conform cazului de congruență latură-latură-latură, cele două triunghiuri vor fi congruente. În cazul triunghiurilor dreptunghice, identificăm alte patru cazuri de congruență, care nu sunt diferite de celelalte trei, însă, datorită faptului că la triunghiurile dreptunghice știm deja că avem un unghi de 90 de grade comun, deci deja avem o pereche de unghiuri congruente, putem identifica următoarele cazuri. Cazul catetă-catetă. Deci două triunghiuri sunt congruente dacă au catetele respectiv congruente. Acesta nu este altceva decât cazul latură-unghi-latură, pentru că dacă stăm să ne gândim, orice triunghi dreptunghic are unghiul de 90 de grade, cateta 1, cateta 2 și ipotenuza. Deci dacă am cateta 1 și cateta 2, perechi de catete congruente, unghiul de 90 congruent, deci am de fapt cazul latură-unghi-latură. Numit în acest context al triunghiurilor dreptunghice, cazul catetă-catetă. Apoi avem cazul catetă-unghi, care nu este altceva decât similar cazului unghi-latură-unghi. Pentru că dacă avem o catetă congruentă, o pereche de catete congruente și un unghi ascuțit, celălalt unghi va fi dat de unghiul de 90 de grade. Astfel, identificând nimic altceva decât criteriul unghi-latură-unghi. Deci, pe cazul triunghiurilor dreptunghice, acesta se numește catetă-unghi. Cazul de congruență catetă-unghi. Apoi, un alt criteriu este criteriul ipotenuză-unghi. Atunci când au ipotenuzele, două triunghiuri sunt congruente dacă au ipotenuzele congruente și unul dintre unghiurile ascuțite congruente, bineînțeles că, având unul dintre unghiurile ascuțite congruente și ipotenuză, și celălalt unghi ascuțit va fi congruent cu unghiul ascuțit din triunghiul cu care el este congruent,
deoarece suma lor este de 90 de grade. Da? Și dacă mai desenăm aici un triunghi dreptunghic și avem cateta aceasta, congruente cu cateta aceasta, nu cateta, ipotenuza, îmi cer scuze, deci ipotenuza congruentă cu ipotenuza și un unghi ascuțit, evident și celălalt unghi ascuțit va fi congruent cu unghiul ascuțit corespunzător din triunghiul 2. Astfel identificând în cazul unghi latură unghi. Și al patrulea caz de congruență al triunghiurilor dreptunghice este criteriul ipotenuză catetă. Două triunghiuri sunt dreptunghice sunt congruente dacă au ipotenuzele congruente și câte o catetă congruentă. Folosind teorema lui Pitagora ne va ieși că și cealaltă catetă corespunde cu cateta din triunghiul 2, pentru că cateta nu este altceva decât suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei, deci cateta va fi radical din ipotenuza la pătrat minus cateta la pătrat. Păi dacă ipotenuza și cateta erau congruente, și cealaltă catetă va fi congruentă. Și vom identifica astfel cazul latură-latură-latură. Deci, aceste patru cazuri, concluzionând, nu sunt altceva decât o particularizare a cazurilor din triunghiurile oarecare, cazurile de congruență latură-latură-latură, unghi-latură-unghi și latură-unghi-latură. Concluzionând, putem spune deci că în cazul triunghiurilor dreptunghice, afirmând că două triunghiuri dreptunghice sunt congruente, dacă întâlnim cazurile catetă-catetă, catetă-unghi, unghi-ipotenuză sau catetă-ipotenuză. Pentru a exemplifica aceste cazuri de congruență, am ales o problemă de geometrie în care trebuie să arătăm că într-un triunghi isoscel ABC, care are baza BC, da? Deci triunghiul isoscel ABC, sper să și pot scrie, în care știm că punctul D este pe AB și punctul E este pe AC, în așa fel încât AD, AE sunt congruente, evident, DB și EC sunt congruente, după cum spune ipoteza problemei. Triunghiul fiind isoscel, înseamnă că segmentele determinate de D și E pe AB și pe AC vor fi congruente. Ceea ce ne revine nouă să demonstrăm este că segmentul DH este congruent cu segmentul BE. Pentru a demonstra acest lucru, încadrăm cele două segmente BE și DH în două triunghiuri care vom demonstra că sunt congruente conform cazurilor prezentate anterior. Vom avea astfel triunghiul BDC, triunghiul BDC și triunghiul BEC. Deci, triunghiul BDC și triunghiul BEC. În aceste două triunghiuri avem din ipoteză faptul că BD este congruent cu CE, BD congruent cu CE. Avem faptul că triunghiul ABC este isoscel, deci unghiul DBC este congruent cu unghiul BEC. Și mai avem latura BC, care este latura comună. Astfel am identificat cele trei elemente congruente în triunghiurile BDC și BEC. Le recapitulăm. BC, latură comună. Unghiul DBC, congruent cu unghiul ECB, datorită faptului că triunghiul este isoscel. Și BD, congruent cu CE, din ipoteză. Rezultă astfel cazul de congruență latură-unghi-lat, conform cazului de congruență
latură, unghi, latură, faptul că, triunghiurile BDC și BEC sunt congruente. Dacă aceste două triunghiuri sunt congruente, înseamnă că toate elementele lor vor fi congruente. Deci, am demonstrat faptul că BE va fi congruent cu CD. Aceasta este o problemă elementară de congruență de triunghiuri. În speranța că lucrurile sunt înțelese, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!